nostalgia, io vengo a te. Miravo di tuo fatto, sia lo spiegato. Se va, come alla vento l'altro stato, che sal di ziua, mă bucur să am alături de mine un personaj pe care nu m-aș limita să-l cataloghez, drept interesant, carismatic, fascinant, care are legături cu Banatul, destul de multe și de importante. Este vorba de Daniel Prunaru, bas bariton la opera din Arizona și care de ani de zile vine în România. Recent ai fost la Iași, la opera din Iași, iată acum se află la Timișoara, încântând melomanii locali, români, cu opere interesante, cu spectacole minunate, în același timp interesat de Timișoara, interesat de capitala culturală care bate la ușă în Timișoara și, de ce nu, cu posibile eventuale colaborări cu orașul de pe Bega. Daniel, mă bucur să ne întâlnim în cadrul interviurilor Banatul azi și aș vrea să începem, evident, cu începutul. Ai o istorie foarte interesantă, ai plecat din România în 1987, în vara lui 87, practic ai fugit, ai trecut Dunărea în not pentru că ți-ai dorit libertatea. Între timp ai ajuns în marea democrație americană și de aici te las pe tine să faci un mic excurs prin trecutul tău, aș spune chiar fabulos. În primul rând vreau să vă salut pe dumneavoastră și apoi pe cei care vor asculta acest mini-interviu. Da, mă numesc Daniel Prunaru și în anul 1986 am încercat să intru la Filarmonica din Arad, din Craiova, de unde sunt, născut în Craiova. Cel care m-a audiat a spus că am voce frumoasă, dar să vin și la anul următor. N-am mai vrut să mă aștept, m-am urcat în tren și circumstanțele m-au adus așa în fel încât să ajung la o Filarmonica din Arad. Plecasem cu gândul să fug din țară, dar pentru că Filarmonica din Arad a văzut în mine un potențial bun, atunci am renunțat la modul de a părăsi România prin a fugi și am stat un sezon din 86 până în 87 la Filarmonica din Arad. În 87, într-adevăr, mi-am pus planul în funcțiune și anume de a putea să părăsesc România din mai multe considerente care pur și simplu nu are rost să le înșiriu aici. Dacă cineva vrea să știe, personal mă poate contacta. Deci mă aflam în Craiova și am luat un tren marfar. Când am ajuns în dreptul porților de fier pe lacul de acumulare al barajului de la porții de fier 1, am sărit din tren. Trenul are destul o viteză, destul de însemnată. Și am așteptat acolo să treacă patrula, n-a trecut nicio patrulă în timpul respectiv și destul de târziu, pe la ora 10 seara, mi-am dat drumul la apă, să not foarte încet. Și fiind în apă, la un moment am auzit gălăgie, m-am uitat către baraj, venea patrula, care o așteptam de mult timp. M-am rugat Dumnezeu să pot să fiu nevăzut de ei, lucru ceea ce s-a și întâmplat. Într-un târziu am ajuns pe partea cealaltă, pe malul sârbesc, și fiind noapte, miezul nopții, am dorit să ajung în Italia, că știam că sârbii dau înapoi.
Am oprit o mașină mare în miezul nopții, era un autobuz de pasageri, m-au luat, m-au dus la grănicerii sârbi. Planurile mele s-au ruinat în momentul acela. Am știut că voi ajunge din nou în România. M-au luat, m-au dus în seara respectivă la Cladova, un orășel de lângă granița cu România. Și acolo, a doua zi, mi-au spus că trebuie să fac pușcărie 20 de zile, pentru că, și am spus de ce, că n-am omorât pe nimeni, n-am furat nimic, ce? Pentru că pur și simplu nu ai acte, așa este legea noastră. Și am spus nu, accept și nu semnez, pentru că oricum mă vei da în România, dacă tot fac, măcar să fac tot pachetul în România, nu împart pachetul. Traducătoarea a spus, Daniel, uite-te cum arăți, aveam un hematom pe partea stângă de la săritura din tren și încă închegat o rană la coaste și zice, te duci la spital ei. Și așa a fost. Am semnat, am ajuns în Negotin, era de fapt o casă, nu era o pușcărie, și Negotin în prima zi când m-a văzut comandirul sau ce era acolo, șeful mai mare, zice, ce e asta? Zic, barbă, o dăm jos. Nu. De ce? Sunt artist. Și atunci a zis, ce fel de artist? Păi uite așa, cântă așa, așa, păi cântă ceva, piva. Și atunci aveam, știam ceva în engleză și am început să cânt. Și refrenul spune, then sinks my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Păstrează barba, zice. Mulțumesc. În fiecare zi a trebuit să merg la spital să fac penicilină timp de 15 zile și în a 19-a zi mă trezesc mai devreme, zice, trebuie să mergi. Zic, precis, România, ce nu. Și vreau să spun că o să-ți duc dorul, mi-a plăcut. În fiecare dimineață mă chema și spunea, Pavarotti, doge vamo, vino aici, piva, cântă. Îi plăcea muzica. Da, sigur, a avut noroc mare. Că da, i-a plăcut. Și am avut, cum să spun așa, un anumit statut acolo, în așa zisa pușcărie. Mi-a părut rău că am plecat, m-am simțit foarte bine acolo, în pușcăria respectivă. Dar trebuie să-mi urmez cursul, m-au dus la Padinska Skela, chiar lângă Beograd, o locație sponsorizată de Națiunile Unite. Și acolo, în fiecare luni, miercuri și vineri, venea autobuzul să ia pe cei care erau refuzați la interviurile de la Națiunile Unite. M-am dus să iau actele ca să-mi depun, mi-a spus ce țară optez. Am spus Statele Unite. Au zis, nu se poate, Ronald Reagan acum nu acceptă imigranți. Zic, și care sunt opțiunile celelalte? Zice, Suedia, Canada și Australia. Zic, bă, Suedia e lângă comuniști, dacă mă aflu, mă omoară ăștia. Trimite securitatea de pe cineva după tine. Aproape, da. S-au mai întâmplat cazuri, da. S-au întâmplat multe. L-au căutat și pe Pacepa prin America și nu l-au găsit că și-a schimbat configurația. Da. Și Canada, zic, aia e la Polul Nord, nu-mi place frigul și zic, Australia e pe altă planetă, adică foarte departe. Și am zis, România sau Statele Unite? Și a spus, you have guts, adică ai curaj în tine. Și zice, uite, îți dau pentru... Atunci am cucerit-o pe această persoană pentru că... Când știam cuvinte în limba engleză, îi le dădeam în engleză. Când știam ceva în sârbește, le dădeam în sârbește. Și ce nu știam nimic, dădeam pe românește. Era un amalgamă, era o salată acolo frumoasă. Poate mai și cântai și doamne. Că nu i-am cântat, ei nu i-am cântat. Și zice, uite, fii atent, îți dau pentru Statele Unite, dar ciuti bre, adică țineți gura închisă, te rog eu frumos. Bine, m-am dus, le-am completat, vine ziua interviului. De ce ai plecat din țară? După o zi sau două, după ce mi-a dat. Păi zici, păi, cozi mare la magazine, nu era asta, nu făceam... Deci, ce era pentru comunicare, să le mai enumăr? M-a lăsat și zic, mă, trebuie să tot vorbesc, să nu mă opresc. Când mi s-a epuizat tot ce am avut de spus, zice, ai avut cartofi? Da, fasole. Mm-hmm. Ceapă, da. În Africa nu le iau. Mm-hmm. Nu sună prea bine. Nu sună. Sunt creștin. Oh, zice, toată lumea știe. This is the magic word, cuvântul magic, că să spui creștin ca să treci mai departe. Dar hai să vedem ce știi. Și am început să-i spun despre Biblie. Părțită Vechi Testament, Nou Testament, etc., etc., etc. Am intrat în Nou Testament, am spus despre Iisus Hristos, de ce a făcut. Zice că stop. Până în acel moment eram foarte crispat și tensionat. Când i-a zis, a zis stop, zic, ce s-a întâmplat? Sunt ateu. Când am auzit, în momentul ăla m-am relaxat, m-am uitat și am început să zâmbesc. Și am zis, nu cred. De ce? Zic, ca să veniți pe planeta asta, ați fost teistă. Ați crezut în ceva. Apoi, într-adevăr, anturajele, facultățile v-au dus către a deveni un atheist. A nu mai crede în nimic. Nu vă condamn, e dreptul noastră. Și zice, bine. Am scris tot ce ai spus aici, o le duc la Națiunile Unite, de ce vreau să spun start. Am aici oameni cu probleme politice, au avut în România creștine, tipărituri de Biblie, etc., etc. Zice, nu te văd bine. Zic, mulțumesc.
Am plecat și am spus, Doamne, ce doresc de la Tine? Mi-aș dori America, dar dacă e să fie România, România, dacă e să fie America, dar ce am nevoie acum? Să am pace. Asta vreau, să am pace, să pot să trec peste aceste două zile când aflu răspunsul, nu tensionat. Și trec două zile nimic, a patra zi nimic, a cincea zi mă cheamă. Colegii mei de cameră zice, România scrie pe fruntea, dar zic, asta este, am pace, mă duc în România, dar știi ceva? Vine 23 august, e după colț, eram atunci în iulie, dacă mă știu, 17, 18, 20. Vine 23 august, sunt la prima abatere, Ceaușescu spune, bă, hai, de dăm drumul. De 23 august. Da, crede-mă, când în secunda 1, când am ieșit pe poarta penitenciarului, unde mă băga, cred că la Timișoara, la Pop Așa, cum există Pop Așa? Cum există? Da? Există, da. A, acolo era crima pentru noi ăștia din Iugoslavia. Era cel mai rău. Da. Ce, ies de pe Pop Așa, când nu mai duc la Creva, direct Italia, că ea nu dau deloc înapoi, sau Austria. Și... nu vine să cred, acum parcă realizez acele momente. Și zic, intru în salon la ea, în cabinetul ei, zic, sunt gata să merg în România. Zice, nu. Zice, uite care e chestia, zice, aici este ID-ul tău. Și îmi zice, nu mă întreba cum l-ai avut, dar uite, avem o problemă. Următorul care interoghează pe românii tăi, Marco are nevoie de un traducător. Vă, că te mai descurci cu engleza, ai vrea să fii translatorului? Și zic, cu cât mă-l plătiți? Zice, oh, gata, ești american, vrei bani acum. Da, în fine, am rămas acolo translator și am așteptat momentul în care să mă cheme ambasada americană. Am ajuns la ambasada americană cam cu vreo 45 minute înainte și erau câțiva prieteni care îi cunoșteam. Zic, mă, dar ce e aici? Funeral home? Casă de... cum se spune funeral home? Casă de morți. De morți. Da, de, în fine. De mormântare. De mormântare, da. De privechi. Privechi. Și erau toți așa supărați, crispați. Zic, bă, și că tu nu știi, zice, de când stăm aici. Toți au fost respinși. Și zic, și ce se întâmplă după aia? Păi te duci Australia sau Canada sau Suedia. Nu vine rândul meu să intru. Era o doamnă mare, parcă și-o mă văd. De ce vrei să mergi în America? I-am spus, vreau să studiez muzica, vreau să fiu liber, exprimare, etc., etc. Zice, pe cine ai acolo? Zic, dacă mint, ăștia află. Și nu e bine să spui că n-ai pe nimeni, că... Da. Zic, n-am pe nimeni. Uh-huh. Și ce ai vrea să faci tu în America? I-am povestit, uite, înainte să plec din România, m-am întâlnit cu un dirijor și foarte repede mi-a pus cardul în mână, business cardul, zic, aici vreau să ajung. Oh, Liberty University în Virginia? Zic, da. Jerry Falwell, zic, cine e Jerry Falwell, cum scrie acolo? E fondatorul, este consilierul lui Ronald Reagan. Zic, oh, ok, da, ok. Sună bine. Da. Și zice, și ce vrei să studiezi tu acolo? Zic, muzica, ce instrument? Zic, instrumentul natural lăsat de Dumnezeu. Păi și aia care? Zic, vocea. Zice, vocea? Păi ai? Zic, da, am ceva. Păi ea cântă ceva. Și am început să cânt cântarea mea. Și când am dat ultima acută, Dancing is my soul, my savior. How great thou art, how great thou art. Zice, ok, welcome to America. Am ieșit afară și ce ai făcut? Prietenii mei, zic, am luat. Și ce ai cântat? Zic, ce? Nu puteți să cântați voi. Ok. Am plecat. Primul lucru am făcut, am dat telefon de la o centrală, că atunci era cu centrală. Și sunt pe mama. Zic, mamă, de-aia sunt american. Nu, mi-am spus, am o veste bună. Și zice, și eu am o veste, dar nu chiar așa de bună. Care merge prima? Aia bună, totdeauna, zic, da, sunt americani. Oh, zice, praise God, yes, amen, amen, tu aia. Și care e aia proastă? Ce au venit băieții de la... Așa, și m-au întrebat, unde ești? Și tu cum ai făcut-o? Că n-ai spus la nimeni ce ai de gând să faci, mi-a fost frică chiar și părinților să spun. Ai procedat foarte bine. Da, ei probabil că îmi puneau bețe roate să nu fug, că știau că e moarte sigură. Pe timpul ăla, așa vreau să specific, cine hotărea să fugă din țară avea șansele foarte mari să fie prins sau să fie omorât. Corect. Șansele foarte mici să treci. Și... De altfel, scuză-mă, dar vorbeam înainte, dar e bine pentru cei care ne ascultă, vor fi câteva, probabil mii de oameni care vor urmări această emisiune. Există lucrări, cărți apărute, chiar una se cheamă Fronteriștii, scrisă de o doamnă, Doina Maghețu, o foarte bună jurnalistă la începutul anilor 90, dar și de o colegă de noastră, doamna Brânduș Armanca, care s-a ocupat de fenomenul acesta al fronteriștilor. Deci, după datele pe care le avem, între 45 și 89, au murit în jur de 20.000 de oameni. Au murit efectiv trecând Dunărea, fie împușcați, fie necați. Mulți au fost efectiv mormântați pe malul sârbesc al Dunării. Deci a fost o tragedie de proporții. Tu ai mare dreptate când spui că șansele, în ghilimele, riscul de a-ți pierde viața sau de a ajunge în pușcările comuniste erau aproape de 90-90% decât să te salvezi. Sau da, pot să vă spun un secret, că de-aia e secret. Ca să-l aflăm cu toții.
Spun de pușcăria Negotin, unde am fost mai devreme, da? Vreau să vă spun că erau infiltrați securiști, asta nu se știe, veneau securiști, se lăsau prinși de sârbi, intrau între noi în pușcările astea și între... Și noi stăteam după la masă, pe jos, unde era că da. Nu era așa, dar tu pe unde ai fugit? Era curios, bă, cum ai fugit, cum ai făcut? Da, da, da. Și s-a aflat că, bă, ce nu mai spuneți, pentru că există printre noi care da. Ei după aia dau un interviu greșit, să-i dea înapoi și spune înapoi, vezi că pe aici trebuie să punem pe aici. Ca să știe pe unde trec ulterior românii să-i prindă. Era greu că se filtra... Era o epocă cruntă, într-adevăr, din perspectiva libertății. Așa. Am avut un alt interviu tot în perioada asta în pușcărie și vin doi sârbi și discuție mare, în fine, și mă întreabă către final, zice, tu știi unde sunt depozite de armament? Și v-am spus, zic eu, generația mea acum este în pușcărie, este în, da, pușcărie, armată, da. În armată. Zic, nu știu, când am făcut armata. Dar atunci, pe moment, Dumnezeu mi-a... 19 ani atunci. 19, da, da. În iulie și în două luni mai târziu făceam 20. 20, da. Și zic, ce-ar fi să-i contrata cu întrebarea lor? Dar zic, da, voi știți? S-a uitat un altul, a început să zâmbească, zic că dacă îi spunem unde, știe că nu-l mai dăm înapoi. Dacă nu îi spunem, înseamnă că îl dăm înapoi. Și ce ai trecut pe deasupra lor. Și acum vreau să specific. Între Turnul Severin și Orșova, în munți erau depozite de armament. Și a fost confirmat de un verișor de-al mamei mele care este, a fost colonel, dar cât a fost colonel activ, nu mi-a spus că e adevărat. Dar după ce și la pensie spune, mai țin minte întrebarea, zic, da, a fost adevărat. Da. Ei. Așa e, toate așa. Țările astea comuniste se pregăteau de posibile invazii, fie din partea sârbă, fie din partea maghiară, fie rușii, care totdeauna erau un pericol. Bun, și ai ajuns pas cu pas în Statele Unite, nu? Da, vreau sau... să specific așa. Că acei doi oameni i-au spus lumea mea, pentru că nu știu unde este. Și ei au spus, dacă nu știu unde este, atunci vreau să-mi spunem noi unde este. Este trădător de țară. Așa eram numiți pe timpul acela, cei care fugeau către libertate, trădători de țară. Da, da, trebuie precizat acest lucru pentru tinerii care ne urmăresc, exact. Pentru că ei nu mai știu astăzi să prețuiască ceea ce au într-un mod extraordinar de important, categorii, libertatea. Categorii, categorii, mare adevăr a spus aici. Și zice, de astăzi nu mai lucrez. Mama mea lucra la Banca Centrală a Craiovei, unde veneau toate magazinele din, din Craiova. Aveau o poziție importantă. Și de acolo trebuia să-i ducă la CEC sau unde era banca. Și practic au dat afară din ziua aia. Au dat afară. Câștiga atunci cam 5.000 de lei, care înseamnă cam 100 de dolari. Era 50 de lei dolari atunci. Când eu când am fugit în țară, am cumpărat, eram la Filarmonică în Arad, am cumpărat 100 de dolari și 40.000 de dinari. Și bineînțeles că vreau să mai spun pentru bani, dacă te prindea pe timpul ce astăzi cu valută, indiferent ce era, chiar și forinți, dinari, făceai încă 2 ani pușcărie. Și atunci dinarii am băgat într-o ceva plastic, după aia într-un tub de ketchup, sos de roșie atunci, l-am închis, l-am băgat înăuntru. Iar reziste la apă. Nu, 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 să nu fiu descoperit, că dacă în caz că mă prind. Și dolarii puși într-o foiță de țigare, băgată într-o cariocă, cum era pe vremea cariocă veche, și cu buretele în spate. Și sârbii, când am ajuns de la spital, mi-a spus, am întrebat unde e tubul de ketchup, de sos de roșii. Păi uite, mâncare, mănânc acolo, ăla l-am aruncat. Zice, nu, 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 și când l-am desfăcut, s-au închinat pur și simplu când au văzut unde erau banii lor acolo puși. În fine, și revenim aici și într-adevăr au dat afară și mamă, cât primeai? 5.000 pe lună. Zic, eu îți trimit 100 pe lună. Și m-am ținut de cuvânt, primeam și pachet și 100 de dolari. Și ajungea, apropo, pachetul, nu era confiscat. Se întâmpla uneori să intre băieții și de la securitate, inclusiv în pachetele pe care le trimiteau românii de afară. Am trimis ceva din Iugoslavia într-un plic și ceva era un act interesant de acolo și l-am pus în folie de aluminiu ca să nu-l vadă ăștia. N-am mai ajuns plicul ăla. Iar cu pachetele, era în America în anii 80 și în California un ziar important pe timpul ăla și în ziar erau, zice, avem pachete gata făcute, decât voi ne trimiteți banii. Și automat erau în România pe vremuri shop-urile. La shop-uri, și da. Și mai era casele de comandă. Case da, de da, comandă. Da, alea speciale, da. Da. Ei, și atunci ei aveau, făceau aveau legătura cu asta și ajungeau produsele. Și produsele, da. De fapt, erau din România, da, de la da, shop-uri și da, le dădeau. Da, 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 exact. Și apoi am ajuns în America. Și scurt numai, mama de atunci n-a mai avut deloc serviciu sau a lucrat în altă parte totuși? I-au dat un part-time, adică o jumătate de normă, în comerț la un magazin de haine. Ca să iasă la pensie. Tatăl tău? Tatăl meu trăia, dar el a părăsit România mult mai înaintea mea. A plecat înaintea ta, deci ai avut un precedent, iată. Da. Ai avut un erou înainte. Eu când am spus lor, zice, dar de ce nu mergi în Germania? Că a doua zi te trimitem în Germania direct. Da. Așa trebuie să aștept după sponsorizări. 6 luni am stat în Iugoslavia. Și am spus, nu, că n-am mai ținut legătura cu el. Zic, nu. Ei, acum, în urmă cu vreo, în 2018,
a decedat, am fost și eu l-am îngropat la Constanța, de acolo era el. Da, și am ajuns în America și când primul lucru am ajuns în statul Idaho, nici n-auzisem de el, m-am uitat pe hartă să văd unde, când am ajuns în Twin Falls, Idaho, primul lucru la cei care m-au sponsorizat, am spus, domnule, vreau și eu să mi-arătați și mie centrul orașului. I want to see your center of your city. Dar eu nu știau ce înseamnă center of the city. Cineva mai zice, cred că el vrea să spună downtown. Și zic, ok, și când m-am dus, știam, văzusem la televizor în fiecare sâmbătă seara serialul acela cu Dallas, Ewing, cu JR, cu Sue Ellen, cu toți ăștia, Pamela. Ai prins, aveai 12 ani pe atunci, tu ești un pic mai mare decât mine. Nu, în 80 a început serialul ăsta și s-a dus mult. Da, da, până prin 82, așa, l-am mai prins și eu. Și genericul era cu zgârie nori din Dallas. Și asta, America pentru mine era zgârie nori, în centru, centru, Dallas, downtown, pardon. Și când m-au duce, până noi cel mai înaltă clădire, am venit de 3-4 etaje. Era un orășel acolo. Și două luni mai târziu de America, ianuarie am sosit 88, ianuarie 11, martie 15, primesc un telefon din Chicago. Eu în lagăr și dirijasem pe românași la bisericile care toți ne întrângeam acolo și cineva a spus, băi, eu știu pe unul care dirija, hai să-l aducem. Și m-au găsit, în fine, mi-a spus, hai la Chicago. Am spus, eu Chicago? Nu. De ce? Păi zic, Al Capone. Al Capone a murit. Păi e mort de mult. A murit, dar mare și rude după el, știi? Și cam frig în Chicago, iarna e destul de rece, din câte știu. Nu, e ca și România. E ca în România. Nu, ca Timișoara, pardon. Să nu zic Suceava. Am fost acum în Iași să cânt. Am fost să cânt în Iași și m-am dus cu niște pantofi așa și îmbrăcat sumar. Și m-a prins zăpada în Suceava. Și trebuia să cânt peste două zile. Pe puține locuri din România unde mai ninge, nord acolo, că azi noi nu mai vedem zăpadă. Da, Bucovina. Bucovina, cum spune românul. Și am ajuns în Chicago și primul lucru am cerut, zic, vreau să văd și eu downtown-ul vostru. Atunci se deschidea geamul cu manivele, nu mai așa mergeam prin downtown și zic, incredibil ce pot să vezi. A fost frumos. În fine, și am zis, trebuie să fac ceva în America. M-am scris la o școală de asistent medical, am terminat-o, am lucrat în spital, trăgeam sânge și am fost la o strângere de români, o convenție între asta, unde veneau mulți români din tot Chicago și Detroit și Cleveland. Și acolo am trimis și un bilețel că aș vrea să cânt un solo. Cel care m-a auzit zice, ce faci? Zic, trag sânge. Deci mâine vină la mine la office. Se numea Dr. Iosif Zon. Și m-am dus la office a doua zi la el și am povestit toată... De la biroului, da. Da, și am povestit cu lux de amănunte ce v-am spus acum în câteva minute. Ce frumos, frumos, zice, ai vrea să studiezi vocea? Zic, asta este numărul unu, obiectivul meu în viața mea. Zice, am un prieten care are o facultate, zice, dar nu e aici, în Chicago, zice, este în Virginia, zic, din facultate, zic, n-aș prea vrea, că uite, americanii ăștia sunt ciudați, zic eu. Chiar și la ambasada americană mi-a spus, cum o să-ți plătești școlile? Și e adevărat, uite, am făcut școala de asistent medical, vorbim de 88, 5.000 de dolari erau bani grei atunci. Bani grei atunci, da. Era cam de 10 ori astăzi suma. Exact, inflația, exact, inflația, da, la 50.000 de dolari astăzi, o sumă mare, într-adevăr. Și avantajul e că luam împrumut de la guvern și trebuia să-l plătesc cu țărita. Și a zis, uite, deja am o datorie, ce tu știi că dacă mergi la facultate, banii aia vor îngheța, nu mai plătești nimic, cât timp ești în școală. După aceea îți dau 6 luni de zile și începi să plătești. Zic, și ce facultate? Păi undeva în Virginia. Îmi zic, Virginia? Și cum se numește școala aia? Deci, Liberty University. E cumva școala asta? Ați găsit exact acolo unde voiai, da. Zice, dar de unde e asta? Zic, it's a long story, it's o poveste lungă. Zic, mă împachetez. Și în august 89 eram student la Liberty University și, ca o paranteză, aveam un curs. Și ăștia la curs ne-au spus, respectiv, evangelism se numea, scris pe o pagină, deși muzica studiam, pe o pagină despre voi, ceva important. Și eu nu eram cu engleza cum sunt astăzi. Da, evident, aveai un an de America deja. Și titlul l-am pus destul de horror, să zic așa. Why am I down? În alte cuvinte, de ce vreau să mă sinucid? Eu am zis, eram așa, de ce am fost căzut, de ce am plecat erai din țară? Erai blue, ca să zic așa. So blue. Și când am citit pe o pagină, când am citit titlul, hai să citim lucrarea lui ăsta. Și când am văzut despre ceva într-o pagină, am pus ce v-am spus dumneavoastră în minutele acestea. M-au chemat și am ajuns în fața cui? Lui Jerry Falwell, consilierul lui Ronald Reagan. Și exact cum stăm acum, așa am fost cu el. Și după aia m-au pus și la televiziunea lor, care era pe toată națiunea.
Am și cântat acolo și așa am început să ascensiune. Ascensiunea ta. Da. Și am terminat facultatea în Virginia, apoi am ajuns în Chicago înapoi. M-am înscris în 95 pentru master. Erai deja, aveai specialitate de bas? Se spune vocal performance, în românește secția de canto. De canto, da. Terminasem, iar eu ca tip de voce eram bas atunci, da. Și m-am înscris la master și am dat și audiție la Opera din Chicago. Opera din Chicago, vreau să menționez pentru mulți care nu știu, este imediat după Metropolitan Opera din New York. New York are Metropolitanul cam 3600 de locuri, Chicago cam vreo 3200. Deci aproape la fel. Ca și fără microfon când spre scenă. Fără microfon. Deci acolo e doar the voice. Vă dați seama, the voice plus important, acustica. Acustica, evident. Apropo, că ați menționat de Iași, că am fost acum la Iași, scenă mică, sala, ok. Dar acustica... Adică... Mă rog, unde ajută acum lucru? O comparam cu de unde veneam eu. Da. Și mă, e imposibil. Și nici măcar nu trebuie să o compari cu Chicago, care e totuși altceva. Cred că poți să o compari cu o sală, cu acustica unui săl din Ungaria sau din ce e. Poate mult mai bună, nu? Da, despre asta vorbim. Am auzit, v-am spus că am cântat un an la Filarmonica din Arad și se spunea că acustica Filarmonicii din Arad e printre cele mai bune din Europa. Se poate. Da. Și așa am ajuns înapoi în Chicago. 2 ani de zile am studiat masterul, tot vocal performance, tot canto, și am cântat cu opera din Chicago. Apoi de aici am pornit mai departe. Opera din Houston, opera din Virginia, opera din Santa Fe. Deci ai luat America la pas, cu alte cuvinte. Și n-am neglijat România. Primul meu contact cu România a fost în anul 2000, când am venit aici. De fapt, venisem să dădusem audiție la New York la niște impresari. Dom'le, ne place instrumentul, zice, dar ce roluri ai? Pentru că am terminat facultățile, zic, acum încep. Du-te, învață câteva roluri și vii la noi. Și unde să mă duc? Între Italia și România. Zic, bă, România cel puțin știu limba foarte bine. Italia n-a bâșbâi. Și am venit în România. În România am venit la Cluj, lucram cu cineva acolo, zic, numai repertoriu. 2-3 roluri să învăț. Și într-una din zile, zice, respectiva, zice, știi că mâine e audiție, luni fiind. E audiție la opera din Cluj. Zice, n-ai vrea să încerci? Zic, nu am venit în România să cânt, am venit să fur rolurile și să plec. Dar ce ai de pierdut? Chiar că n-ai dreptate. M-am dus, am dat, am luat. Era atunci directorul operei, domnul Zbârcea, dirijor era. Și m-au luat acolo și zice, ok, îți dăm pentru introducere trubadorul, Ferrando. Am început să studiez rolul, l-am studiat și de acolo, după ce am făcut rolul ăsta, un tenor zice, place de tine, ai carisma, tot ce trebuie, n-ai vrea să mai cânti și în altă parte. Zic, unde? Păi te la Constanța, dau niște telefoane, că așa era și acum așa. Da. A dat telefon, am ajuns la Constanța, am făcut și acolo, am ajuns și la Creava, am făcut și acolo și colaboram cu cele 3 opere. Zic, wow, dar unde este ce îmi pusesem eu, scopul meu, să ajung la New York? Să te întorci înapoi la New York, la Metropolitan sau cine știe unde. Da, era prea frumos aici, era prea frumos. Te trăgea ața națională, românească. Da. Și ce mi-a plăcut, nu spun opera, care din cor cineva a spus, domne, zice, se vede că e ceva aici deosebit în dumneata. Zic, și din ce cauză? Pentru că eu totdeauna am țintit să cânt pe scene cu oameni mari și o să fiu mic, dar să am ce să învăț de aici. Nu mi-a plăcut să fiu eu mare, că să n-am de unde să învăț. Zic, așa m-aș ta foarte asta trebuie să fie Chicago, motivația oricărui artist, creator, până la urmă, nu o modestie, a profesia pe care să poți să crești. Exact. Și în America e sistemul ăsta, case de tip de operă. Da. Case de tip A, B, C, D și așa mai departe, în funcție de buget. Chicago, New York, Houston și Miami, San Francisco, Los Angeles sunt de tip A. După aia vin cele de tip B, C și așa mai departe. Și am cântat în România și apoi am revenit în state unde mi-am continuat. Am ajuns și în Houston, unde am cântat cu opera din Houston. Seara aveam repetițiile și spectacole. Ziua predam la un college, Lone Star College, în Houston. Vreo 3 ani de zile am predat 2 cursuri, printre care și canto, bineînțeles. Și asta este viața mea în mare. În foarte mare. Dacă vreți amănunte, nu vi le spun. Ar fi interesant, Daniel, să ne spui, dincolo de faptul că ai cochetat atâția ani cu opera românească, cu diverse orașe importante, să ne povestești un pic, mi-ai spus înainte la o discuție prealabilă, întâlnirile tale cu artiști români, cu, sigur, colaborări, dacă au fost, de exemplu, ne-ai povestit de Angela Gheorghiu, ne-ai povestit, dacă sunt nume care, sigur, sunt foarte cunoscute, că au fost foarte mediatizate și în România.
Cum a fost, sau alți artiști mari, poate Pavarotti, poate, dacă te... Ce poți învăța sau ce te-a marcat la aceste big names care au venit și poate te-au ajutat de multe ori? Pentru că e foarte important de înțeles de către tinerii de azi care vor să performeze în muzică, în arte în general, în pictură, în tot, orice. Ce ar avea de învățat de la maestrii? Pentru că, vedeți, astăzi noi nu mai avem relația aceasta discipol-maestru care... pe care s-a construit, de fapt, umanitatea, cultura, de la greci încoace, de la romani, până în Evul Mediu și Antichitatea târzie încoace, deci către de modernitate. Vorbim de respect. De respect, exact. 95, de fapt, până în 95 am fost tot student. Și profesorul meu de canto, primul care am avut, mi-a dat un CD, atunci a apărut CD în 89-90, ascultă la basul ăsta. Zic, frumos, cine e francezul ăsta? Mi l-am luat, mi-a dat, ascultă la asta. Zic, cine e neamțul ăsta? Era unul singur, se numea Samuel Remy. Samuel Remy, pentru cei care nu știu, era un fel de Pavarotti al bașilor. Și a făcut carieră colosală. În 95 ajung să fac un Faust în Chicago și când văd că pe distribuție este acel Samuel Remy, zic... M-am topit, exact cum venea Beatles și nanii respectivi și cădeau, sau Elvis, cădeau femeile pe spate. Așa eram gata să cad pe spate. Da. Și l-am sunat pe profesorul meu, zic, ghici cine în distribuție? Cine? Zic, Samuel Remy, wow! Horosovski, marele bariton rus, care a murit. O școală extraordinară. Da. Și apoi este René Fleming, marea soprană, și Richard Leach, tenorul. Ce nu se poate, zic, fac poze... Da? Așa, ca să înțeleagă, sigur, cei care cunosc muzică știu despre cine vorbești, dar ca să înțeleagă lumea în sensul larg, e ca și când ai fi jucat într-o distribuție cu Anthony Hopkins, cu Al Pacino, exact. Și încă 2-3, exact. Cu Meryl Streep, exact. Adică cu vârfurile cinematografiei americane. Am avut să văd multe. Da. Și după o repetiție, cred că nu prima, chiar mea, că eram emoționat, mă apropie de acest Samuel Remy. Ce spun acum e pe pagina mea de Facebook, sunt fotografiat cu toți. Și zic, maestre, mi-ar face plăcere dacă am putea să luăm dinerul împreună, cina împreună, aș vrea să vă invit. Zic, bă, dar ce-a fost în capul meu, mă tot gândesc să îl invit. Mai fi Pavarotti, hai să mâncă și noi ceva. Era multimilionar, super celebru. Da, multimilionar, da. Categoric. Curios de răspunsul lui, mi-a spus, zice, Daniel, așa te cheamă, da? Zic, da. Zice, hai să terminăm cu repetițiile, că noi acum așa este, când ești repetiție, concentrezi, și când începe spectacol, suntem liberi. Cum să nu? Cu mare plăcere. Vreau să vă spun că nu mi-a venit să cred că un mega bas să spună că da. Am avut, într-adevăr, a fost frumos. Deci, ce am avut de învățat de la acești oameni? Cum îi spune? Modestia. Mulțumesc. Modestia. Deci, cât de mare ai putea să ajungi? Modestie și respect. Că el putea să zic, mă, dar cine ești tu? Nu te bădești. Cum au mai făcut unii conaționali de-ai noștri? Că au, apropo de anumite nume de care am pomenit. Da, dar nu le mai, nu mai știți, numina odioză. E adevărat. Vezi? E adevărat. Știu de, din America, nu exact, de aici. Exact. Da. Cazul în care nici nu te voiau să întâlnească alți români care voiau să performeze, vorbind de mari dar artiști. Dar nu uita de unde ai pornit. Exact. Atunci în București, când a absolvit această persoană de care discutăm împreună, se renova și a trebuit să facă Boema la Cluj și mult mi-a povestit niște faze de acolo, de la Cluj și apoi când... Okay. Ai aflat mai târziu altele, da? Astea-s bârfe. Da. Mai ales că e un nume important. Da. Da, e foarte important. Fără îndoială, un artist adevărat. Da. Deci, ce pot să recomand tinerilor și cei care ascultă, cei trecuți prin viață, știu ce vreau să spun. Respectul, în primul rând, și modestia. Absolut. Bun, să revenim în actualitate. Da. Tu acum vei pleca peste câteva zile, te întorci în Statele Unite, unde ai deja o carieră solidă, așa cum ai spus. Știi că peste 2-3 luni, nici atât, de fapt peste o lună jumate, Timișoara preia ștafeta de capitală culturală a Europei împreună cu Novi Sadul. Felicit. Cu Novi Sadul? Da, cu Novi Sadul. Am fost acolo. Iată că da, ai avut o experiență strâmbească fericită din ca să zic așa. Super. Cum privești acest eveniment, mai ales și poate sigur dacă te gândești chiar să colaborezi cu Opera din Timișoara, cu Filarmonica, dacă există variante, dacă te-ai gândit, poate cineva dacă ți-a propus, pentru că Timișoara va fi în acest an 2023 pe harta Europei, dacă nu chiar a lumii. Se fac diligențe inclusiv în presa internațională pentru a fi atrași turiști în marile ziare, britanice, franțuzești, italiene, poate și în Statele Unite. Vedem, am înțeles că a fost contactat și New York Times și Washington Post pentru a prelua astfel de știri. Deci,
Cum, cum vezi? Cum sunt vezi această colaborare ca român și ca Timișorean prin adopție acum? Da, da. Sunt mândru chiar dacă sunt craiovean și oltean. Pentru mine Bucovina, Suceava, Iașu, București, Aradul, Timișoara este parte din mine. Las la o parte. Mai ales că acolo în, în America, noi oltenii suntem o specie rară. Pentru că nu prea sunt. Sunteți puțini. Și mă duc să cânt pe undeva unde sunt români, întreb, zic, bine, să mai destind audiența, da. Zic că avem olteni. Rar mai ridică mâna, zic că, ups, hai că trebuie să o refrazez. Deci oltenii sunt naționaliști în toată regula, că rămân în țară. Ei vin din Oltenia, din Banat, în special. Păi de unde s-a născut Ceaușescu, Iuliescu, Oltean? Exact. A spus, bă, dacă, dacă plecați, vă ia mama lui... Da, așa. Da, da. Și mai ridică mâna, dacă acum, hai că cu asta îi termin. Zic, din Craiova, care sunteți? Nimeni. Zic, sunt specimen rar, așa că purtați-vă ca atare ca să mai revin. Da. Deci, trăind printre bănățeni și ardeleni, marea majoritate, și moldoveni, într-adevăr, m-am ca brânza topită. M-am topit. Da, exact. Și când merg în Craiova, apropo, când mă duc în Craiova și mai vorbesc cu persoane care nu mă cunosc, dar tu de unde ești? Da, nu mai ai nicio legătură. Tu verbal vorbind, când vorbești, pare mai degrabă, nu numai ca american după accent, da, da. Dar nu par deloc de a veni din zona de sud a țării. Exact. Dar un fel asta de ardelean mai degrabă. Asta îmi spun mulți, zice, de unde ești? Zic, din Craiova. Zic, tu de unde ești? Zic, din Craiova. Zic, păi cum să nu? Zice, tu ai un accent. Zic, ei, ți se pare ție, probabil că dimineața n-ai băut cafea. Așa, deci revenim... Așa. La Timișoara. La Timișoara, da. Foarte important. Timișoara este un oraș superb, dar vreau să vă spun că mi-a plăcut și Iașu foarte mult. Da. Iașu crește foarte mult în ultima vreme. Dar să nu uităm ce a însemnat Iașu în cultura română, nu? Absolut. Apropo de Enescu, absolut, care vine din Moldova, absolut, nu? Și Eminescu. Tu știi, să știi mai mult. Da. Eminescu și alți muzicieni, că mai sunt importanți în zona Moldovei. Vreau să spun actori, dar poeți. Da, deci sunt foarte mândru că Timișoara este pe hartă și va începe o campanie superbă din punct de vedere cultural, vorbim acum. Bineînțeles că, întorcându-mă în America, cu mândrie voi face reclamă la acest oraș și, cum spune americanul, I will endorse pe unde mă duc să pot să fiu mesagerul acestui eveniment deosebit care va începe în Timișoara și va fi pe o lungă durată, bănuiesc. Va fi un an de zile, da, tot anul 2023, dar el va reverbera și ulterior, pentru că, de exemplu, Sibiu a fost capitală culturală, dacă nu mă înșel, în 2008. No. E, nu? Da, iar acum, iată și astăzi, sunt foarte mulți turiști care vin, acel festival de teatru al lui domnului Constantin Chiriac, care este la nivel mondial, adică după Avignon, și mai sunt două, trei în Europa, este între primele 5-6 mari festivaluri de teatru din lume. Deci... Cer, îmi pare că Sibiu nu are un lucru important, adică operă. Opera, dar Clujul îi vizitează foarte des, opera din Cluj, da. Deci, te gândești la o colaborare? Adică ai avea în minte cu Filarmonica? Să vă pun întrebarea care am pus-o la sârbi când a vrut, vrei să fii translator aici și am spus, cu cât mă plătiți? Ești american aici. Nu. Deci, hai să vă spun, pentru mine banul nu mai înseamnă nimic acum. De ce spun asta? Pentru că nu vreau să mă laud și mă închideți televizoarele acum. Când am fost invitat la Iași, a fost sub egida unei instituții non-guvernamentale, așa, care se ocupa de copii, nu se mai spune handicap, nu se mai spune cu handicap. Așa, cu dizabilitate, bravo, da. Și, nevoie, da. Și mi-a spus, uite, v-am văzut pe Facebook activitatea, am vrea să vă chemăm alături de directorul operii de aici, Fermeșanu, și de Laura Bretan, și de etc., etc., să fie o seară de gală superbă. Zic, ok, bun. Și am mers discuția mai departe și spune, dar o să vă căutăm niște sponsorizări și să vă aducem aici. Și bine, mulțumesc. Discuția a mai durat o săptămână, două, și m-am spus, uite care chestia. Zic, pentru că îmi pasă de copii și de ceea ce ați făcut în ultimii 35 de ani, nu mai căutați sponsorizare, eu îmi voi suporta drumul, cazarea, tot ce este absolut nimic. Nu trebuie foarte nimic. Da. Deci măcar drumul n-ai acceptat să-ți împădească sau nu, cazarea, nu mai vorbim de onorariu. Pentru că era o cauză la care... Categoric și... Mă doare. Rezonez, așa este. Ai și tu copii, din câte știu, nu? Da. Parcă doi sau... Trei băieți. Trei băieți, iau ce frumos. Da, mulțumesc. Care sunt deja mari, nu? Măricei. Eu am început mai târziu. A fost un demaraj mai greu la mine. Și... Ți-a făcut cariera. Da. Îl mare are vreo 20 de ani. În mijlociu, Andrew, primul Samuel, Andrew,
are 16 ani și mezinul Caleb, are 14. Ce frumos, iată, ai mereu un copil mic lângă. Da. Până cresc toți. Și ei cântă la oboi și trompetă. Deci ți-a urmat, practic, au urmat, dar și mi-au spus, mai ales la mare. Ăsta mare, i-am dat toată o partitură. Zic, fii atent, deci vreau să studiez partitura asta, după aia punem orchestrația și dacă nu, după ce o studiez, adică să o citești. Și după aia să o lucrăm noi împreună, cu interpretare, etc., etc. Deci, nu, tati, dăm drumul la prima vista, adică la prima vedere. Zic, bă, băiatule, e o piesă care vreau să o studiez și după aia o... Hai, dă-i. Cred că avut două sau trei greșeli, zic, wow, bă, citești, nemaipomenit. Și am pus orchestrația și a ieșit frumos. Și ce m-a dorut? Și spun asta în public, după ce termina liceul, tati, eu vreau să iau pe partea cu finanțele. Că muzica... trebuie să fii Pavarotti ca să fii tare. Să da. Și zice, eu n-am răbdare așa ceva, eu vreau să fac bani repede. Zic, ok. Și acum el e și student full-time și a luat și un job la o companie full-time. Cum spuneți aici voi la companiile astea? Integral, cu program de lucru da, full-time. Da, aveți la astea, companiile astea... Multinaționale. Ce mă distrează când aud asta, zic că stă un cuvânt nou. Da. E și la o multinațională americană. Și pe lângă asta... Păi în America se spune corporație. Corporation, nu? Yes. Și acum îmi spune, tati zice, pentru că am un job stabil, salariu destul de bun, știi că îmi place foarte mult să am ce ai mata, un Mercedes. Și zic eu, nu, lua că e întreținerea scumpă, e frumos să-l iei, dar... Zice, ce ești de un BMW, BMW? Zic, nu, nu. Zic eu, dar Lexus? Lexus e ok. Nici ăla nu e tocmai ieftin, dar totuși față de celelalte... Da, motoarele îți mai pune. Alexus. Bun. Daniel, mă bucur, ne apropiem de finalul dialogului nostru. Da. Sper să ne revedem după ce te vor urmări privitorii noștri care ne urmăresc pe Banatul Azi. Deci, până la urmă, mai vin la Timișoara să cânt sau nu? Eu cred că mai vin. Cred că ești un pariu câștigat de mult. Da. Și pentru România. Te așteptăm aici în 2023. Așteptați-mă. Cu siguranță, cred că vei avea o implicare în acest fenomen cultural, mai ales că provii din România și ai o istorie atât de interesantă pe zona aceasta, pe tărâmul acesta al libertății, al credinței. Așa este. Ești și un om care ai o credință religioasă puternică. Da. Eu cred că întrunești, chiar dacă în vremea de astăzi, cu credința politică, apropo de Statele Unite, e un cumva dezlănțuit în universități și în alte instituții, cred că totuși ne vom întoarce mereu la izvoarele din care suntem plămădiți până la urmă. În valorile acestea perene, etern umane. Așa este. Îți mulțumesc pentru participarea la emisiune și doresc mult succes, să ne revedem cu bine anul viitor. Mulțumesc. Doamne ajută. Doamne ajută. Delirio! Oh!